Campiona nu a venit în vacanță pe Național Arena. CFR și-a creat cele mai mari ocazii în prima repriză a partidei cu FCSB. Boli a tras în transversală, apoi Omrania a irosit o șansă imensă când a șutat în Vlad dintr-o poziție excelentă. Imediat după pauză, Mana a obținut o lovitură de la 11 metri. Hora a tras violent, dar în transversală. După 3 minute, Teixeira și-a luat adio de la FCSB cu un gol de poveste. Veteranul de 38 de ani va rămâne fără contract în această vară. FCSB CFR Cluj s-a încheiat 1-0. A fost prima victorie a roșalbaștrilor în fața ardelenilor după 8 partide.